Agora Media continuă seria de informări care se referă la cifrele oferite de administrație privind pandemia atât la nivel național cât și la nivel județean, în speță județul Cluj. De data aceasta, sub lupă este luna octombrie anului 2020 și, ca și data trecută, vom începe cu cifrele la nivel județului Cluj. În ceea ce privește evoluția numărului zilnic de infectări pe parcursul lunii octombrie, este cât se poate de evidentă tendința ascendentă a acestui număr. Cel mai mic număr de infectări a fost raportat în 4 octombrie, un număr de 34 de infectări, în timp ce cel mai mare număr de infectări din județul Cluj a fost în 30 octombrie, când au fost anunțate 385 de infectări. Hopa, se pare că aici avem o lipsă. Păi da, avem, adică nu avem. Adică nu avem datele privind testările în primele două decade ale lunii octombrie, din cauza că prefectura a decis să transmită informări privind numărul de teste abia începând cu 21 octombrie 2020, motiv pentru care vă putem prezenta cifrele doar pentru perioada 21-31 octombrie 2020. Așadar, avem evoluția numărului total de teste, linia roșie, numărul de teste în baza protocolului, linia portocalie, și numărul de teste la cerere pe banii cetățenilor, linia verde. Așa cum se observă din grafic, pe parcursul ultimelor zile ale lunii octombrie, numărul total de teste este într-o ușoară creștere, ca medie, creșterea mai accentuată fiind la testele în baza protocolului, în timp ce numărul testelor la cerere este în scădere în perioada 21-31 octombrie 2020. Totuși, în acea scurtă perioadă de referință, cel mai mic număr de teste a fost în 25 octombrie, 1285 de teste, iar cel mai mare număr de teste a fost în 24 octombrie, când au fost raportate ca efectuate 2901 teste. Similar, putem face referirea privind procentul testelor la cerere, adică din total teste ce procent sunt la cerere. Astfel, observăm că în perioada 21-31 octombrie 2020, procentul testelor la cerere este în scădere. Cel mai mic procent de teste la cerere a fost în 25 octombrie, 17,59%, iar cel mai mare procent de teste la cerere a fost spre începutul celei de-a treia decade a lunii octombrie, mai exact în 22 octombrie, când procentul testelor la cerere a fost de 50,53%, adică puțin mai mult de jumate din total teste. Tot pentru aceeași perioadă, 21-31 octombrie, ne putem referi și la rata de pozitivare, pentru că rata de pozitivare e în funcție de numărul de teste, număr pe care, înainte de 21 octombrie 2020, prefectura nu l-a furnizat. Așadar, în perioada de referință menționată, rata de pozitivare are un trend ascendent, adică numărul de teste pozitive e în creștere. Cea mai mică rată de pozitivare, exprimată procentual, a fost în 23 octombrie, când procentul de pozitivare a fost de 10,11%. Cea mai mare rată de pozitivare a fost în 26 octombrie, când s-a înregistrat o rată de pozitivare de 14,78%. Poate la fel de important în luna octombrie, dar nu numai, este numărul de internări, aici referirile fiind făcute la persoanele care au domiciliul în județul Cluj. Așa cum se vede și din grafic, evoluția numărului de internări pe parcursul lunii octombrie este cât se poate de evident ascendentă. Cel mai mic număr de internări raportat în octombrie a fost în data de 3, când erau 273 de pacienți COVID în spitalele din județul Cluj, iar cel mai mare număr de internări din octombrie a fost raportat în 28 octombrie, când a fost raportat un număr de 506 persoane internate. Poate chiar mai important este numărul de pacienți în secțiile ATI. În luna octombrie, numărul pacienților în ATI a fost în creștere, cel mai mic număr de pacienți în ATI fiind în 7 octombrie, 21 de pacienți, iar cel mai mare număr a fost în 31 octombrie, când în secțiile ATI din județul Cluj a fost raportat un număr de 41 de pacienți. Totuși, îmbucurătoare poate fi tendința ascendentă, ușor ascendentă, a numărului de persoane vindecate și externate în județ în luna octombrie, număr care se referă doar la persoanele cu domiciliul în județ. Chiar dacă, în general, valorile în grafic sunt mici, se pot observa câteva valori crescute. În 15 octombrie 168 de externări, în 17 octombrie 107 externări și în 20 octombrie 92 de externări. Îngrijorătoare poate fi însă și tendința ascendentă a numărului deceselor în județul Cluj în luna octombrie, cu precizarea că numărul deceselor se referă la persoanele cu domiciliul în județul Cluj. Astfel, în numai puțin de 7 zile ale lunii octombrie, în Cluj au fost anunțate 0 decese. Este vorba de 1, 4, 7, 10, 16, 18 și 20 octombrie. Câte 3 decese au fost anunțate în 2 zile consecutiv în octombrie, anume în 8, respectiv 9 octombrie. În rest, pe parcursul întregii luni octombrie, în județul Cluj, la numărul total de decese se adăuga aproape în fiecare zi câte un alt număr.
Ca o scurtă concluzie, la nivelul județului Cluj, în octombrie, numărul infectărilor a fost în creștere, numărul persoanelor internate a fost în creștere, numărul pacienților din ATI a fost în creștere și numărul persoanelor decedate zilnic a avut, la rândul său, un trend ascendent. Trecem așadar la cifrele lunii octombrie la nivel național. Astfel, graficul arată că numărul zilnic de infectări a fost în creștere în luna octombrie la nivel național. Cel mai mic număr de infectări raportat în octombrie a fost în data de 5, când au fost 1591 de infectări, și cel mai mare număr de infectări a fost raportat în 30 octombrie, când au fost anunțate 6546 de cazuri noi COVID. Evident, numărul total de infectări la nivel național creștea cu fiecare zi a lunii octombrie, luna la începutul căreia era 127.572 de cazuri la nivel național și care s-a încheiat cu un număr total de 241.339 de cazuri, ceea ce înseamnă că în luna octombrie au fost 113.167 de noi cazuri de infectări la nivel național. Ceea ce înseamnă că în octombrie numărul de infectări aproape s-a dublat, crescând cu 89,18% față de începutul lunii. În consecință, tot în octombrie s-a depășit și pragul psihologic de 200.000 de cazuri, lucru care s-a întâmplat în 23 octombrie, când s-a ajuns la un total de 201.032 de infectări în România. În cazul testelor avem total teste, linia roșie, teste în baza protocolului, linia portocalie și teste la cererea cetățenilor, linia verde. În toate aceste cazuri se poate observa că trendul este unul ascendent, indiferent de ce tip de teste este vorba. Cel mai mic număr de teste în luna de referință a fost raportat în 5 octombrie, 6537 de teste, iar cel mai mare număr de teste din lună a fost în 21 octombrie, când au fost 37.025 de teste. Dacă e să ne raportăm la procentul testelor la cerere în luna octombrie, observăm că acest procent este într-o foarte ușoară creștere, iar cel mai mic procent de teste la cerere a fost în 26 octombrie, 28,48%, în timp ce cel mai mare procent de teste la cerere a fost în chiar ultima zi a lunii, în 31 octombrie, când procentul testelor la cerere a ajuns la 42,77%. De asemenea, dacă în octombrie s-au efectuat un total de 823.057 teste, din care 313.947 de teste au fost la cerere, înseamnă că în octombrie 38,14% din teste au fost la cerere plătite de cetățeni. De analizat este și graficul privind rata de pozitivare, adică din numărul de teste efectuate câte sunt pozitive. Trendul ratei de pozitivare în luna octombrie a fost unul crescător. Cea mai mică rată de pozitivare a fost în prima zi a lunii, în 1 octombrie, când rata de pozitivare a fost de 8,09%, iar cea mai mare rată de pozitivare s-a înregistrat în 26 octombrie, când rata de pozitivare a fost de 32,66%. În cifre generale, rata de pozitivare a fost mereu crescătoare la nivel național în luna octombrie, lună care a început cu o rată de pozitivare de 5,3% și s-a încheiat cu o rată de pozitivare de 7,44%. Paralel cu testările și infectările, merită urmărită și evoluția numărului de pacienți internați. Concret, numărul internărilor zilnice a crescut pe parcursul lunii octombrie. Cel mai mic număr de pacienți internați în octombrie a fost înregistrat în prima zi a lunii, în 1 octombrie, când în spitalele din România erau internați 7617 pacienți COVID. Data cu cel mai mare număr de pacienți internați în octombrie a fost 31, când în spitalele din România erau 11254 de pacienți. De asemenea, numărul zilnic de pacienți pe secțiile de terapie intensivă a avut la rândul său un trend ascendent pe parcursul lunii octombrie, așa că cel mai mic număr de pacienți în secțiile ATI în octombrie în România a fost la începutul lunii, 557 de pacienți, iar cel mai mare număr a fost la finalul lunii, când, în 31 octombrie, în secțiile ATI din România erau 923 de pacienți. Altfel spus, dacă în ultima zi a lunii septembrie numărul de pacienți în ATI era de 550, iar în ultima zi a lunii octombrie numărul de pacienți în ATI era de 923, se poate foarte bine spune că pe parcursul lunii octombrie, cu anumite fluctuații, numărul de pacienți pe terapie intensivă a crescut cu 67,82%. Numărul de decese anunțate zilnic la nivel național în octombrie prezintă la rândul său o tendință ascendentă, iar în grafic se regăsesc atât decesele anunțate zilnic, linia albă, cât și decesele asociate cu comorbidități, linia roșie.
Cel mai mare număr de decese zilnic în octombrie a fost pe 28 octombrie, când s-au anunțat 107 decese, iar cel mai mic număr a fost în 3 octombrie, când au fost raportate 32 de decese. De asemenea, se observă că valorile liniei roșii sunt, în unele cazuri, identice cu valorile liniei albe, ceea ce înseamnă că în respectivele zile toate decesele au fost asociate cu comorbidități. Mai concret, în graficul procentului de decese cu comorbidități se observă că în mai multe zile valoarea procentului a fost maximă de 100%. E vorba de 1, 3, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19 și 24 octombrie. Ba chiar fiind vorba inclusiv de 4 zile consecutive, 14, 17 octombrie, când toate decesele raportate au fost asociate cu comorbidități. Cea mai mică valoare în octombrie a fost la finalul lunii, pe 31 octombrie, când procentul deceselor cu comorbidități a fost de 91,09%. Evident, pe parcursul lunii, numărul total al deceselor în România s-a acumulat, în octombrie fiind depășite două praguri psihologice a numărului total de decese. În 4 octombrie, când s-a ajuns la 5.003 decese, s-a depășit pragul psihologic de 5.000 de decese în România și pe 21 octombrie, când s-a ajuns la un total de 6.065 de decese, s-a depășit pragul psihologic de 6.000 de decese în România. În toată luna octombrie au fost 2.143 de decese, ceea ce înseamnă că, dacă luna septembrie se încheia cu 4.825 de decese, în octombrie numărul total de decese pe seama COVID în România a crescut cu 44,41%. Într-o notă mai optimistă, numărul persoanelor declarate vindecate anunțat zilnic are o tendință ascendentă, ceea ce nu poate fi decât îmbucurător. Cel mai mare număr de vindecări a fost anunțat în ultima zi a lunii, în 31 octombrie, când s-a raportat un număr de 4.616 persoane vindecate, iar cel mai mic număr de vindecări a fost raportat pe 5 octombrie, când au fost anunțate 391 de vindecări. Dacă privim graficul ceva mai atent, observăm că numărul de vindecări este mai mic în weekenduri. Ce e asta? Adică, băi, ce e asta? Pe bune? Chiar pe bune? Cum era de așteptat, numărul total al persoanelor vindecate creștea cu fiecare zi a lunii octombrie. Astfel, dacă luna septembrie s-a încheiat cu un număr total de 102.476 persoane vindecate în România de la începutul pandemiei, iar luna octombrie s-a încheiat cu un număr total de 172.513 persoane vindecate, înseamnă că în octombrie numărul total de persoane vindecate a fost de 70.037, ceea ce înseamnă că în octombrie numărul vindecărilor a crescut cu 68,34%. Dar dacă tot am vorbit de cifrele zilnice privind infectările și de cifrele zilnice privind vindecările, hai să privim comparativ aceste două grafice privind infectările și vindecările în cifre zilnice la nivel național în octombrie. Așa cum se observă din grafic, numerele zilnice ale infectărilor, linia roșie, au fost tot timpul mai mari decât numerele zilnice privind vindecările. Chiar mai mult, și în graficul comparativ privind datele generale, situația e similară. Mai multe infectări decât vindecări în octombrie. Dacă ar fi să privim pandemia după mortalitatea pe care o provoacă, cel puțin la nivelul lunii octombrie, în plan național, cifrele nu sunt chiar înfiorătoare. Adică, dacă în fiecare zi împărțim numărul total de decese până în ziua respectivă la numărul total de infectări până în ziua respectivă, obținem, zilnic, un procent pe care l-am numit mortalitate, dar un procent care câștigă în acuratețe cu fiecare zi care trece. Cum se vede, în luna octombrie, pe plan național, procentul de mortalitate a fost în scădere, de la 3,75% în 1 octombrie până la 2,89% în 31 octombrie. Pe aceeași modalitate de calcul, putem să împărțim numărul total de vindecări până în ziua X la numărul total de infectări până în aceeași zi și obținem un procent pe care l-am numit rată de recuperare, care ne arată câți. Apropo, a nu se confunda, câți nu e pluralul pentru câțu. Revenind, procentul arată totalul de vindecați din totalul de infectați, procent care, la fel, câștigă în acuratețe cu fiecare zi care trece. Dar, cum se vede din grafic, în octombrie lucrurile nu sunt îmbucurătoare la nivel național, procentul ratei de recuperare fiind în continuă scădere, de la 80,21% în 1 octombrie până la 71,48% în 31 octombrie, minimul lunii fiind, totuși, în 30 octombrie, când procentul ratei de vindecare a fost de 71,27%. Ca o concluzie a ce a însemnat pandemia în cifre seci la nivel național în luna octombrie 2020, avem număr zilnic de infectări în creștere, număr zilnic de teste în creștere,
procent teste la cerere în creștere, rată de pozitivare în creștere, număr zilnic internări în creștere, număr zilnic pacienți ATI în creștere, număr zilnic decese în creștere, procent decese asociate cu comorbidități în scădere, mortalitate în scădere, număr zilnic de vindecări în creștere, rată de recuperare în scădere. Să fiți sănătoși!